Puntea lui Rumi de George Coșbuc Înregistrat pentru LibriVox.org de Cornel Nemes în Rino, Nevada Rumi adunase în creier toată cuminția lumii și într-o zi regele Gupta cheamă la palat pe Rumi. mâine anul nou, știi bine, și obiceiul din vremuri este ca într-această zi să fie sărbătoare de neveste și aș dori vreun lucru mare. Tu ești sfânt, așa se spune, faci minuni și mâne tocmai ce n-aș da pentru o minune. Înmulțim splendoarea zilei, vrei? Găsești tu una în pripă. Rumii a rămas pe gânduri, negăsind răspuns o clipă. Și-a plecat. Făcuse dânsul mari minuni de altă dată dar acum avea prilejul pentru cea mai minunată. Punșes larg sunt adunate gințile din Himalaya. Oșten negri în coifuri albe, principi, preoți, sclavi și raia. Toți bărbații stau deoparte, iar la mijloc stau fecioare și neveste, și duc hora toate în port de sărbătoare. Iar regina joacă în frunte cu optzeci de principese. La un semn salină jocul și acum Rumin în mijloc iese. El avea un cort de -o parte, iar în cort, cine ar ști, spune, el încet desface cortul cu ascunsa lui minune se ivesc doi stâlpi, în urmă alți doi, apoi mărunte peste stâlpi câteva scânduri. Ce era? O simplă punte. Rege, nimeni nu cunoaște ce în sufletul femeii, numai cei de sus. Și iată și într-un lemn s-arată de va trece peste punte o femeie credincioasă, se va înfrumoșa femeia rămâind mereu frumoasă. De va trece însă una care și-a înșelat bărbatul, ea se va negri ca noaptea astfel, ispășind păcatul. Dar eu cred că nu-i nici una cu păcate cea mai castă treacă întâiu, și apoi să treacă rând pe rând câte o nevastă. Și-a tăcut. Erau în șiruri zeci de mii și mii de sute de femei. Ce de credință la un loc, ce de virtute! Dar virtutea, zice Veda, este mută, veșnic rece. Gupta strigă, dă un ordin, mai dă unul, dă vreo zece și apoi zâmbitor privește spre regină. De să poate, treci tu întâiul și după tine au să treacă în urmă toate. Dacă vrei, eu trec, nu-mi pasă, dar chiar eu nu se cuvine să pui rege la îndoială sufletul unei regine. Mă roșește singur gândul că tu ai afla cu cale tocmai azi să pui la probă inima nevestei tale. Și-a rămas pe loc regina. Regele a privit sinistru spre nipunica, nevasta celui mai frumos ministru. Iartă, rege, zise dânsa, nu pot suferi privirea multor ochi. Sunt sficioasă, eu aș trece. Însă, firea Principesele înroșite, bucuros, voiau să treacă. Dar putea să mință puntea, vreun nedrept putea să facă. Ori mai știi, bătrânul rumii face o glumă, cum se vede, și atât de slabă puntea, când ea nu te poți încrede. Și apoi, cum să creadă lumea, ce vor spune niște lemne. Regele, mușcându-și gura, a tăcut, convins pe semne. Dar minunea unde undei rumii, punând degetul pe frunte, a zâmbit bătrânul preot. Puntea e ca orice punte, nici virtutea nu arată, nici păcatul dar azi, rege, dintr-o punte mincinoasă, trei minuni tu poți alege. Multe bunuri are omul, dar virtuta cea mai mare e să nu se ție mândru cu virtuțile ce are. Și nu-i o minune dacă dintr-atâtea mii de sute de femei nici una mândră n-am găsit de-a ei virtute, iar frumusețea ai bun netrainic și ispititor la rele. Știu nevestele aceasta și vezi ce cuminți sunt ele? Când ajungerea frumuseții este atât de leznicioasă, nu-i minune că nici una n-a voit a fi frumoasă? Iar minunea cea de-a treia, care va fi vecinic nouă e că toți noi până astăzi n-am știut pe cele două. A râs regele, curtenii toți au râs și a râs poporul și a râs însuși sfântul rumii, de minuni iscoditorul, dar râzând priveau bărbații neîncrezători la scânduri i-a cuprins o presimțire și au căzut pe multe gânduri. Iar nevestele, vădite cu virtutea în fața lumii, făceau haz că de asta dată a pățit rușine rumii. Sfârșitul poemului. Această înregistrare este în domeniul public.